Mergem mai departe să vedem ce săptămână urmează pentru nativii leu. Putem spune că săptămâna următoare lei sunt foarte buni consilieri, au un potențial de a îndepărta din destinul lor tot ceea ce nu le priește cu adevărat. Trebuie să aibă însă tact, să nu se lase manipulați și să privească anumite situații în toate ipostazele pentru a le înțelege esența. Este dificil să definească adevărul celor din jur și de aceea vor alege să devină conștienți de tabloul general. Deci spuneam, pentru că provocarea pentru lei este în plan personal, le recomandăm să încerce această înțelegere a tabloului general pentru a nu se mai tulbura, pentru că dacă se vor raporta la fiecare persoană din jurul lor în parte, s-ar putea chiar să nu înțeleagă, spuneam, adevărul fiecărui apropiat. Orice alegere greșită în această perioadă însă poate avea consecințe dureroase. Iată și o veste mai puțin bună pentru lei: să nu aleagă greșit, pentru că consecințele cu Saturn la ultimele grade din semnul săgetătorului poate atrage atenția asupra corijărilor în timp real în fața unei alegeri greșite. Loialitatea este vitală și în această perioadă. Leii trebuie să fie loiali, dar și să ceară loialitate, deci și ei să se înconjoare de persoane loiale care să vină către ei cu fair play. Un lucru benefic de altfel, să nu rămână legați de cineva sau de ceva care nu mai este în planul corect și să încerce să aprecieze fiecare stare de bine cu care vin în contact. Ca o concluzie, deci, decât să elibereze această energie destul de neplăcută a supărărilor sau a decepțiilor sau a unor provocări care vin către ei mai neplăcute, bine ar fi să se concentreze, spuneam, pe zona aceasta de bine. Practic, din orice eveniment, din orice lucru bun cu care intră în contact, să se hrănească, să se elibereze de tot ceea ce nu mai face parte din destinul lor, indiferent că este vorba despre o persoană, despre o activitate sau despre un loc de muncă, și să se bucure de lucrurile cu adevărat pozitive, cu adevărat nobile. Trebuie să-și respecte cuvântul în proporție de aproape 100%, deci loialitate, respectarea cuvântului promis și foarte multă concentrare pe tabloul general și nu pe detalii pentru nativii leu, să conștientizeze practic fiecare moment al evoluției lor spirituale, acum ei se confruntă puțin și cu acest Marte în casa dușmanilor ascunși, de aceea ar trebui să fie foarte atent să nu inițieze conflicte care pot avea consecințe neplăcute sau, dacă tot, dacă să spunem, nu există posibilitatea de a nu le demara, măcar să, de a nu fi ei cei care provoacă aceste conflicte, măcar să fie precauți și în gardă. Pot apărea și blocaje, mai ales legat de accesarea unor venituri suplimentare, să nu se sperie. Nu înseamnă că dacă temporar s-a blocat accesul la anumite venituri este pentru totdeauna. Acest lucru este dat de această opoziție Soare-Saturn. De asemenea, situațiile lipsite de scopuri ferme nu sunt încurajate pentru nativii leu. Ei ar trebui să aibă situații în care scopurile să se confrunte cu situații, cu activități, cu acțiuni ale căror scopuri să fie foarte bine determinate, foarte ferme. Să știe exact unde vor să ajungă în activitățile respective, să nu fie lucruri haotice sau în care cred mai puțin sau pe care nici ei nu le stăpânesc, pentru că altfel nu vor ieși. Se pot afla și în situații intermediare. Implicarea cu orice preț în anumite situații și incapacitatea de a lega anumite relații ar trebui tratată cu foarte multă prudență. Deci atunci când observă că nu simt nevoia să intre în anumite activități, bine ar fi să rămână în așteptare. Și de asemenea o nevoie profundă de a avea un soi de feedback de la fiecare acțiune, aici avem, avem acest nod nord în semnul lor, de a avea practic confirmarea acțiunilor lor și de a dori să, de a-și dori să știe ceea ce urmează pentru a nu avea rateuri. Să vedem care sunt bolile la care sunt predispuși nativii leu și ce remedii le recomandă. Leul guvernează coloana vertebrală, zona spatelui, aceasta însemnând coloana vertebrală, dar și musculatura paravertebrală și tot ce se găsește pe zona spatelui, și în același timp inima.
Prin urmare, bolile la care sunt predispuși cei din zodia leu sunt bolile de inimă, tahicardia, palpitațiile. De asemenea, sunt predispuși la anevrisme și chiar la febră reumatismală. Apropo de ce spuneai tu, uleii, dar fiind faptul că ei sunt guvernați de chakra 7, ei au nevoie în această perioadă să trăiască în acum și mai ales că scopul evolutiv al acestei chakre este acela de a fi de folos, voința de a fi de folos. Deci ei ar fi bine să se pună în slujba celorlalți și să fie foarte atenți la... A fi știți. Exact. Ca prin rugăciune, prin meditație, printr-o stare de liniște, să-și mențină chakra 7 în stare de echilibru, tocmai pentru a putea să aibă acea claritate în viață privitoare la ceea ce au de făcut și să nu-i lase pe alții să decidă pentru ei. Ca și alimente de care au nevoie cei din zodia leu sunt în special alimentele pe bază de fosfat de magneziu, ceea ce înseamnă grâu, secară, migdale, nuci, smochine. De asemenea, să consume carne de vacă, brânză de vaci, iaurt, brânză, preparate pe bază de fier, spanac, stafide. Ca și aromaterapie ar fi esențele de ambră, santal, smirnă, iar ca și plante medicinale, șofran, dafin, păpădie, rostopască. Cam astea ar fi remediile de care ar avea nevoie cei din zodia leu. Care este, deci, concluzia, Simona, pentru echilibrarea, pentru remedii, pentru echilibrarea chakrelor? Să se pună în slujba celorlalți, să folosească în special esență de ambră, care îi ajută foarte mult, să caute să trăiască în prezent, deci în acum, și în același timp să, prin rugăciune, dar fiind faptul că pentru chakra 7 avem conștiința hristică, dacă pentru celelalte chakre avem arhanghel corespunzători, da? Și ca să poată să traverseze cu bine această perioadă. Și de asemenea, exact cum spuneam, ideal ar fi să nu se raporteze strict la problemele celorlalți, la fiecare opinie pe care o au oamenii din jur, ci mai degrabă să înțeleagă, spuneam, tabloul general, mai degrabă să înțeleagă despre ce este vorba la un nivel superior, pentru că de-abia așa vor reuși să înțeleagă de ce fiecare persoană acționează într-un mod care poate pentru un nativ leu este inexplicabil. Este o perioadă de mari încercări pentru nativii leu în plan emoțional, ne referim la empatia pe care aceștia o au cu și la afecțiunea pe care o au cu persoanele din jurul lor, persoanele apropiate, poate fi vorba despre familie, despre colegi sau despre apropiații de acasă, delicată pentru că li se propune un alt comportament al acestor persoane. Este ca și când, practic, cei din jur nu mai au comportamentul tipic cu care ei sunt obișnuiți. Aceștia suferă modificări și la nivel comportamental și la nivel de destine. Destinele lor pot suferi provocări pe care leii nu le pot accepta ca venind în firescul lor. Vor fi destul de tulburați pentru că Saturn aduce și o lecție karmică, îi obligă să înțeleagă de ce lucrurile nu mai stau așa cum stăteau atunci când ei erau confortabili cu comportamentul anumitor persoane dragi și apropiate, pentru că Saturn în casa a cincea, în casa iubirii pentru lei, atrage atenția asupra încercărilor legate strict de oamenii apropiați sufletului acestor nativi. Deci acolo este provocarea, nu este vorba despre relații întâmplătoare sau despre relații îndepărtate sau despre cunoștințe care vin aleatoriu în viața lor, este vorba despre acele relații cu oameni care sunt foarte apropiați sufletului nativilor leu. În această perspectivă, privind din această dimensiune, îi putem sfătui pe nativii leu să fie foarte atenți și să se replieze, să înțeleagă persoanele apropiate ca și când acestea ar mai primi un nou profil. Deci ca și când s-ar raporta la persoana pe care o cunosc, dar încă un profil pe care destinul îl adaugă în această perioadă. Este ca și când cunosc foarte bine persoana, dar trebuie să-i mai adauge niște calități și niște defecte cu care să devină confortabile, așa cum cunoșteau ei persoanele, iată, le mai adaptează puțin.
Deci încercări la nivel personal, la nivel emoțional, pe care cu siguranță până pe 21 decembrie, atunci când se eliberează de acest Saturn în casa 5-a, leii le vor înțelege fără doar și poate, și de asemenea transformările de rigoare despre care vorbeam în zona profesională. S-ar putea să existe schimbări la locul de muncă sau chiar schimbări în zona